am zis că primul loc în care îmi doresc să merg după carantină va fi la cai, aici la ferma Cross Country Farm, unde venim cu drag de câteva ori pe an. V-am mai povestit eu despre acest loc magic, pentru că este locul meu preferat din România, fără dar și poate, adică știu foarte, foarte clar. Și acest stat în carantină, acasă, ne-a făcut să realizăm că ne dorim cu adevărat să stăm în natură și mai aproape de animale. Și cred că foarte mulți dintre noi am avut această revelație, dar nu știu câți dintre noi vom face și ceva în acest sens. Așa că primul lucru pe care l-am făcut a fost să venim aici, să ne bucurăm de natură, de cai, de animale în general, pentru că ferma și-a extins familia. Are mai nou și o familie de oi, care sunt foarte haioase și care au o poveste destul de interesantă. Astea sunt. Hello! Haideți! Ce faci, mă? Ce faci? Și iubesc acest țarc al lor făcut din uși vechi din Transilvania. Cât de frumos este! Îmi pare așa ideal pentru un shooting Ralph Lauren. Și ce vreau să vă spun este că aceste oițe erau 6 la număr, acum sunt 4 mari și 2 mici. Erau 6 mari. Dar acum 2 săptămâni aproape, sau 3, au fost vizitați de un urs care a omorât o oaie și a rănit o a doua. Este prima oară când ursul a venit atât de aproape de fermă. Și acum sunt doar 4 și au venit acum ieri sau alaltă, nu mai știu. Au venit aceste două oițe mici, de care acestea mari s-au speriat atât de tare încât au sărit peste acest gard și au rupt niște scânduri acolo ca să evadeze și de aceea au pus acum aceste scânduri deasupra. Deci, ele s-au speriat atât de tare de necunoscut. În primul rând că erau noi și mici, dar în al doilea rând că una dintre ele este neagră. Uitați-o acolo, aia mică. Oite! Și acum stau împreună, dar o zi și jumătate, pur și simplu se fugăreau prin țarc și astea mari fugeau de alea mici, alea mici se duceau după ele pentru că, na, căutau niște lideri și tot așa, nu știa, cred că nu mai înțelegeau care de care fuge. Dar, da, nu te plictisești, asta vreau să zic, la fermă nu te plictisești. Poți să stai ore în șir să te uiți la nebunele astea, să vezi ce fac și atât de drăguțe și au personalități atât de diferite, dar mai ales au fețe, au trăsături atât de diferite. Eu nu am, na, ca orice om, am văzut oi așa, trecând cu mașina, la țară eu nu aveam oi, aveam vaci când eram mică, dar mă uit acum la astea, putând să stau cu ele atât de aproape, doamne, și fiecare are fața ei și personalitatea ei și sunt atât de haioase, zici că sunt niște țațe, exact așa le-aș caracteriza, ca pe niște țațe. Hei! Uitați-o pe asta neagră. Mă, dar nu va fac. Uitați-o pe asta, ce față! Uitați, se sperie de ele, vedeți? Încă se sperie. Uitați-o cât de drăguță este. Uitați-o. Vreau să mănânce lanțul. Hei! Nu mânca pălăria, mă, tu vrei să mănânci orice. Uitați-o pe aia ce față ai. Da, și ușile astea sunt geniale. Facem o ședință foto aici. Haideți!
mulți oilor. Spun. Pe lângă faptul că mie îmi place acest loc extraordinar de mult și ideea de a avea o fermă, de a putea avea animale, de a fi în natură și de a te rupe cumva de haosul dintr-un oraș, pentru mine este așa, chiar un vis, dar cred că cu toții spunem acest lucru. Și foarte mulți dintre noi vedem o situație ideală de viață, să te retragi undeva, fie la țară, să ai o casă la țară, o moșie, un castel, whatever, dar să ai un stil de viață de genul, aproape de natură, cu animale, în tihnă, să-ți cultivi mâncarea, să fii aproape de tot ce înseamnă pământ, dar foarte mulți dintre noi nu avem curajul să tindem cu adevărat spre un asemenea stil de viață și nu înțeleg de ce, pentru că nu este atât de greu și dacă chiar ne dorim asta, putem, adică suntem prinși așa într-o alergătură cu toții să muncim, să câștigăm bani, dar nu, de cele mai multe ori nu avem o finalitate, adică nu ne gândim încotro alergăm, doar alergăm și chiar dacă o viață ideală este accesibilă, ceva din noi spune, a, nu are cum să fie, e prea scump, e prea greu, nu am timp, este doar un vis nerealist, dar este, poate fi realizat dacă chiar ne dorim. Și cred că această pandemie și această perioadă în carantină ne-a făcut pe foarte mulți dintre noi să ne reconsiderăm dorințele și targeturile în viață și ceea ce este foarte bine. Ideal ar fi acum să ne folosim de această energie și de această inspirație născută din această situație, astfel încât să pornim mai cu avânt și mai cu încredere și mai cu spor spre realizarea dorințelor noastre și spre realizarea acelui stil de viață pe care ne-l dorim cu adevărat. Pentru că viața asta este acum aici și chiar dacă facem doar un pas astăzi sau mâine, ar fi bine ca pasul ăla să fie spre ceva ce ne dorim cu adevărat, să nu fie în zadar. Și Mihnea și Adela, cei care au această fermă, sunt o inspirație, pentru că ei țin acest loc împreună și este fenomenal. Mihnea l-a construit de când avea încă 20 și ceva de ani, era un puștan și a construit totul cu mâna lui. A pornit de la un cal și un teren și a cheltuit toți banii pentru a cumpăra acest loc, dar care nu era construit, era doar un graj și o cameră, ceva infim. Și uitați-vă 20 de ani mai târziu ce loc magic este și vi l-am arătat în vlogurile trecute. Nu o să vă mai fac turul casei pentru că l-am făcut, o să-l atașez în descriere, dar de data asta o să vă arăt mai multă interacțiune cu animalele și cam cum arată natura aici în jur. Suntem în Transilvania, lângă Sighișoara și este un loc magic, nu am cuvinte, pur și simplu. Nu. Și mai ales după ce am stat în casă și am stat în acea energie a necunoscutului, cu pandemia, cu totul, cu haosul, vai, această pauză este bine meritată și mă bucur extraordinar de mult de ea. Și mi-arată din nou, mai ales după această influență foarte negativă din exterior, mi-arată că de fapt viața este foarte frumoasă. Trebuie doar să vrem să vedem asta. El e băiatul meu frumos pe care călăresc zilele astea. Este foarte cu minte. Uite fața. Uite fața.
Nu te certa, mă, cu ei. De ce te cerți cu ei? Ne ziam! Aici, la fermă, al doilea lucru de care m-am îndrăgostit cel mai tare după cai și călărie este mâncarea. Mâncarea este făcută atât de doamnele din sat, cât și de Adela, cea care are alături de Mihnea acest loc minunat. Și astăzi, la rugămintea mea, o să ne răsfățăm cu gogoși. Haideți să vedem cum arată. Mamă, cât de bine arată! Ne răsfățați azi. Da. Dacă aș ști să fac gogoși, cred că m-aș face de 100 de chile. Și această minunăție... Da? Mi-i arătați, mă învățați? Doamne, cum arată. Ce poți să-ți dorești mai mult? Și cum data trecută, în vlogul trecut pe care l-am făcut aici la fermă, mi-a spus destul de multe întrebări, am zis să vă dau mai multe detalii. Deci această fermă este deschisă publicului, puteți veni, vă puteți caza aici, fie individual în cuplu, fie puteți închiria toată casa. Casa are 6 camere duble și în pachetul pentru această experiență este inclusă mâncare de 3 ori pe zi, cazare și călărie, 2 ture pe zi în funcție de cât puteți și voi, 2-3 ore dimineața, 2 ore după amiaza. Puteți fi foarte începători, puteți fi avansați, deci nu trebuie neapărat să aveți experiență înainte cu caii. Mihnea, cel care are ferma, este unul dintre cei mai buni instructori din țară și eu am o totală încredere în el. Vă va da un cal care vi se va potrivi și o să învățați ușor, ușor și dacă veniți de mai multe ori, evoluați, dar oricum încă de la început, ieșiți în natură cu calul, adică nu o să stați într-un manej sau în curte și să vă plimbați în cerc, așa cum se întâmplă la centrele de pe lângă București. O să vă plimbați prin pădure, pe câmpuri, prin natură, liberi, cu instructorul întotdeauna, deci sunteți în super siguranță. Și da, asta e locul meu favorit și vi-l recomand cu drag. Iubiții, frumoasă!
azi? Oh, oh. Fiecare cal are particularitatea lui, mai ales la călărit. Unul se sperie de mașini, altul nu. Unul trage așa, dă cu capul să-ți tragă hățurile din mână, altul nu, dar fiecare. Ilse, de exemplu, pe care o călăream până să fac galop, deci până să ajung la avansat, să zic așa, este destul de sperioasă și trebuie ținută bine. Frumoasă! Haideți să mergem la Dante. Dacă mai știți, în vlogul de astă toamnă, Dante era puțin bolnăvior, avea o problemă la șol și stătea pe jos și îl durea foarte tare piciorul, șoldul, dar acum este total vindecat! Uitați-l! Este frumos! A început să iasă afară, pe câmp, să alerge, să se joace, nu mai are nicio treabă, nu mai doare. Nu-i așa, iubitul? Nu-i așa, iubitul? El știe că tot timpul îi dau ceva. Frumusețea mea! Au! Acum el mai cerșește și na, face și el ce poate. Ba mă trage de geacă, ba miroase buzunarul, ba ridică mâna. Uite. Ba mă împinge. Mă zăpăcitule, mă. Mă zăpăcitule, mă. E ziua lui Coni și Rareșa a făcut un tort de tărâțe și mere, nu? Da, și granule. Mamă mia. Bă, hai așa, bă. Nu-i face nimic. Bă, oaie, bă. Vezi că ți s-a prins niște lucernă în coarnă. Ce faci?